Andrei Virgil Ivan, sau Șdechi, cum este poreclit, și-a început cariera la Flacăra Moreni. A ajuns mai apoi la echipa de juniori a Craiovei, de unde a făcut pasul către echipa mare. După aproximativ 3 ani, s-a transferat la Cuban Krasnodar. Acolo a suferit o accidentare, în urma căreia nu s-a putut acomoda cum și-a dorit și după un an a plecat sub formă de împrumut la Rapid Viena. A jucat 6 meciuri la Naționala Mare și a contribuit din teren la 5 meciuri ale României Under 21 pentru calificarea la Euro 2019. Salutare tuturor, mă aflu astăzi alături de doi invitați speciali. Sunt la Viena, în spate puteți vedea stadionul național, parcă suntem în excursie cu școala acum. L-am aici pe Andrei Ivan, salut Andrei, și aici pe Gabriel Daniliuc. Gabriel joacă pe postul de mijlocaș stânga, aripă stânga, dar astăzi l-am reprofilat și va fi portar. Să sperăm că va avea intervenții destul de bune. Ne-am încălzit puțin și se descurca destul de bine. Vom face, după cum știți deja, 3 probe bazate pe fotbal. Să vedem cine se va descurca mai bine. Mult succes, Andrei. Nu cred că vei avea nevoie. Era să uit, pentru că vreau să-l încurc puțin pe Andrei. Pe parcursul acestui video îți voi spune o inițială, o literă, da? Spre exemplu B, da? Când spun B, tu trebuie să spui un jucător care începe cu litera aia. Spre exemplu, spun B. Berisha. Ok, ai spus un jucător, da? Și asta pot să fac de 10 ori pe parcursul videoului, okay, ca să te încurc puțin. Okay. Ok, hai să alegem două provocări. Dacă tu mă bați, îmi voi pune la Instagram, la profil, o poză cu tine. Da. Ok, ce faci tu dacă te bați? Hai, nu mai fi așa. O să pun o poză pe Instagram cu tine. Ok, perfect. Cu Midas. Ok, bine, hai, multă baftă. Și să vedem cine va câștiga. Nu am reușit să înregistrez partea aceasta la Viena, dar vin la voi cu un giveaway, după cum ați văzut probabil și în titlu, și anume, voi da un tricou, acesta semnat și purtat de către Andrei într-un match, o minge, la fel semnată de către el. Mingea, sincer să vă zic, nu cred că e foarte, foarte bună, dar este mai mult pentru autograf pe care încerc să-l găsesc și e aici. Și 3 cartonașe, la fel semnate de el. Mai multe despre cum le puteți câștiga veți descoperi pe parcursul filmulețului. Până atunci vă spun că mai dau și 2 follow-uri pe Instagram persoanelor care îmi vor trimite un mesaj privat pe Instagram sau pe Facebook, deși nu ar avea sens pe Facebook, de câte ori a apărut această minge de aici pe parcursul întregului filmuleț. Deci doar mingea aia. This is America. Dacă Andrei face o tumbă după un gol și mă bate, 2 săptămâni. Vai de viața mea! A, te-ai dus în partea aia, te-o văzut! Auză cu ce tare, trage! Ia mea, trage! Look at this dude. Wait till you see the no. Extraordinar Tătărușanu. Bravo Tătărușanu. După acest incident, filmarea a rămas cam în acest mod, ceea ce nu e un lucru foarte bun, așa că a trebuit să fac câteva lucruri pentru a îmbunătăți calitatea. Cam acesta a fost procesul, mai mult sau mai puțin adevărat.
cum ți-ai ales această celebrare, cea cu tumbele, deja devenită celebră? Adică sunt atâtea moduri în care pot celebra, cum ai ales pe aceasta? Mi-am ales că știam să facă această tumbă, îi plac, știam să-l fac. Am făcut mult timp parcurs și știam bine cum să procedez. De la ce vârstă cu parcurs? Făceam la 14 ani. Și ai avut probleme vreodată din cauza asta? Da, am avut nasul spart, ambele mâini rupte și acum sunt bine. Bine că te-ai lăsat. Mingea și cartonașele. Pentru a le câștiga, tot ceea ce trebuie să faceți este să dați un like acestui video, să fiți abonați la acest canal, să lăsați un comentariu în care să spuneți absolut ce doriți voi, atât timp cât e constructiv, poate fi și critică. Și mai departe, follow pe Instagram atât mie cât și lui Andrei, aveți linkurile în descrierea acestui filmuleț. Da, primul? Da. Cum se vede? Bine. Nope. Nu. Nu. Nu? Da. N-ai, Nicolae. Ok. Hai zi unul cu n-a. E mar. Ce-ai făcut Neymar? Bă, când? Mamă, și ce-ai făcut Messi? A! Andrei, mă! Aki! Ai jucat cu foarte mulți fotbaliști care sunt vedete la echipele lor naționale și la Krasnodar și aici și în România. Spune-mi, de la cine ai învățat cele mai multe lucruri sau de la cine ai învățat cel mai important lucru în fotbal? Am jucat și la Krasnodar, am jucat cu Wanderson, care mi-e prieten și acum am rămas amândoi prieteni. Am învățat la Pavel Mamaev, Fyodor Smolov, din România, de la Săpunaru. Și ce anume ai învățat? Nu știu. Legat de fotbal. Cum să nu vorbesc mult și să zic prost și cum să mă poziționez în teren, să trag la poartă. Care e cea mai mare problemă legată de fotbal pe care o aveai când erai mai mic și ți-ai remediat între timp? Nu mă poziționam foarte bine în teren. Ok, momentul mult așteptat. Vă doriți un tricou de când am început toate filmulețele acestea cu fotbaliști? Ei bine, tricoul acesta îl voi da dacă urmați pașii anteriori. Like la video, subscribe, comentariu și follow pe Instagram atât mie cât și lui Andrei. Ceea ce ar trebui să faceți în plus este să dați un share pe Facebook sau pe Instagram. Pe Instagram puteți să-l puneți la story pentru că așa ar fi, cred că, mult, mult mai ușor și să îmi dați un tag. Înscrierile le voi face pe baza comentariilor de pe YouTube, așadar aștept de la voi cât mai multe comentarii, bineînțeles că dacă vor fi mai multe de la aceeași persoană nu se va lua în considerare, iar pentru tricou cred că cel mai bine ar fi să-mi trimiteți dovada cu share-ul pe Instagram, prin mesaj privat sau bineînțeles pe Facebook după cum doriți. Aveți timp până pe 18 ianuarie la ora 8 seara. Acum o să te întreb ceva legat de Naționala de Tineret. Pare una dintre cele mai promițătoare. S-a mai zis asta și despre altele. Știu că România a fost foarte aproape. Prin 2010, dacă țin bine minte, atunci am făcut egal la un baraj, cred, cu Anglia. A fost un meci la Botoșani. Și la fel, era o generație ce părea foarte bună. Ce credeți că aveți voi acum față de alte generații?
nu știu cum să zic, dar avem o echipă foarte bună, suntem jucători foarte, foarte buni care au început să joace de la o vârstă fragedă la, la echipele de club și sunt titulari, mai ales la, la Steaua și asta contează foarte mult la Viitor, Constanța, care sunt foarte mulți jucători la lotul Under 21. Ță! Da, am vorbit azi despre el. Cu ță, nu ță. Dar portarul nu prea stă bine. Nu stai bine! L-ai invitat să te dea acolo. Bă, cu metri, unde stai, mă? Acum unde stai, da! What can I do for you, my friend? Să-mi zici un jucător cu lă. Leo Messi. Da, cu lă, nu Leo. Atacantul Polonii. Lewandowski. Ultima apariție a mea în acest video, voiam să vă spun că sunt două linkuri de donații în descriere. Dacă aveți ceva bani rămași pe card și, nu știu, vă încurcă, ca să zic așa, puteți să îi donați. M-ar ajuta foarte mult în deplasările care urmează, pentru că fotbaliștii vor reveni din vacanță și vreau să filmez cu cât mai mulți dintre ei. Și de asemenea pentru cei care au jucat Fortnite, pentru că am fost acceptat de către cei de la Epic Games pentru Support a Creator. Trebuie să dați pe Support a Creator, aici scrieți numele Midas Off, dați Accept. De exemplu, când cumpărați un skin scrie This Purchase Helps Support Midas Off, dați Purchase și pur și simplu asta e tot. Dacă faceți acest lucru, putem să jucăm un meci de Fortnite împreună și vă voi pune la story pe Instagram dacă îmi trimiteți un filmuleț și mă etichetați când faceți o astfel de achiziție. Spune-mi, care este dream team-ul tău? De Gea, stânga Marcelo, Varane, Ramos, dreapta Bellerin, da. Modric, Pogba, vârf Cristiano, stânga Neymar, în spatele vârfului Hazard și dreapta Bale. Bale? Niciodată Messi? Nu. Nope. Da, Andrei nu suportă Barcelona. A fost fan real, acum a migrat către Juventus. Ai văzut că a rupt semat. Avea o bluză de la Nike, nouă, cu Barcelona și
înlăturat logo-ul Barcelona. Căpățână de usturoi ce ești.